Băimărenii au arătat că sunt consecvenți și hotărâți. Aseară au ieșit din nou la protest pe străzile municipiului, indiferent de promisiunile și schimbările promise de la nivel central. Și-au dat întâlnire în același punct și au urmat același traseu ca în seriile precedente. Marșul a pornit de la 700 de participanți, dar în timp s-a ajuns la circa 1500. Participanții au diversificat însă mesajele. Aseară ușor se putea citi pe una dintre pancarte textul "Poporul vă oferă un sejur all-inclusiv gratuit" spre următoarele destinații: Gherla, Aiud, Rahova, Jilava, Poarta Albă. Un alt protestatar purta mesajul "Cuget, deci rezist". La vot ați fost când a trebuit? Și n-am votat pe nimeni, am votat pe tăi și am scris gunoaie naționale. Dar de ce? De ce? Că nu m-a reprezentat nimeni. Urmează să mi se nască doi nepoți în martie, de la fică și de la noră, și nu vreau să trăiască într-o țară de hoți. Eu sunt aici pentru România cea frumoasă. Am nepoți, voi mai avea nepoți. Pentru România am ieșit în stradă, da? România e frumoasă, păcat că e locuită de... nu mai spunem, da? Eu am votat cu PSD-ul. Și v-a înșelat așteptările? M-a înșelat total, total. Legea aia, decretul ăla, dacă nu-l dădeau, erau frumoși. Să înțeleg că acum nu mai aveți încredere acum în politicieni. Nu mai avem încredere că trebuie mers înainte. Dacă am... Unde vreți să se ajungă? Dacă le-ar da pe Dragnea jos, credeți că ar fi o soluție? Dragnea, eu nu aș da în afară de Dragnea pe nimeni, și pe Tăriceanu. Restul să rămână PSD-ul. Ce soluție propuneți? Să numească un alt premier, să formeze guvern și să guverneze pentru țară, nu pentru o mână de hoți. În fața sediului PSD, grupul a oprit din nou, unde s-a scandat "hoții, hoții și jos guvernul". Mai mulți binevoitori au împărțit ceai participanților la acțiune. Ideea a fost că oamenii vin, era frig afară, și ca să încălzim puțin, ca să ajutăm și noi, să simțim și noi. Primele două zile am împărțit câte 30 de litri, 30-40 de litri, și ieri am împărțit 100 de litri. Cetățeanul a pregătit pentru aseară încă 100 de litri de ceai. Pe traseu s-a intonat și imnul României. Acțiunile vor continua și în zilele următoare.